Bună ziua! Bine v-am regăsit la un nou tutorial. Ne vom ocupa în continuare de decorațiuni pentru Crăciun, de globulețe. Astăzi avem o surpriză dulce și una frumos mirositoare, da? O imitație de coroniță de Crăciun, tot sub forma unui glob sau sub forma unei decorațiuni pe masa de Crăciun și o acadică colorată. Vom face în acest tutorial această acadică în forma aceasta spiralată. Vom avea nevoie de două culori de ață. Puteți să luați și alte culori, nu trebuie neapărat roșu și alb. Eu voi folosi aceleași culori. Voi lucra din nou cu un fir și cu o croșetă numărul 3,5. Da, se lucrează foarte ușor, 3,5. Ok, vom începe cu culoarea roșie. Vom lucra numai piciorușe scurte, proiectul este foarte rapid. Vom avea un prim nod. Da, se poate face un nod simplu. Numai o secundă. Ok. Vom face 26 de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nu uitați, puteți să intrați și pe pagina mea de Facebook dacă aveți nevoie de fire sau de accesorii de tot felul, ace, foarfece, croșete, andrele și așa mai departe. Orice doriți, găsiți la mine pe Merceria Virtuală pe Facebook. Sau îmi puteți lăsa un comentariu aici la tutorial și eu vă voi răspunde. Vom porni în următorul ochi și în fiecare ochi de lanț realizat anterior vom face câte două piciorușe scurte. Da? Introducem prin ochi și facem un picioruș scurt. Din nou. Da? Câte două piciorușe scurte pe în fiecare ochi de lanț. În următorul facem din nou două piciorușe scurte. 1, 2. Și în următorul, două piciorușe scurte și tot așa vom urma până când se termină șirul nostru. 1, 2. Vom avea în total 52 de ochiuri. Vedem deja că începe să se învârtă proiectul nostru. Este foarte ok. Vom merge așa până la finalul șirului. Totalul o să avem 52 de ochiuri. Am să vă tot amintesc pe parcursul videoclipurilor mele să dați subscribe sau abonează-te, dar unii au butonul subscribe, unii au butonul abonează-te în limba română. M-ar ajuta foarte mult și cu ocazia asta o să fiți și voi anunțați mult mai ușor atunci când voi aduce și voi posta noi videoclipuri. Lăsați-mi comentarii, de asemenea, dacă vă interesează anumite tutoriale, anumite tipuri de împletituri. Da, deci lucrăm rândul acesta cu piciorușe scurte, câte două piciorușe în fiecare ochi din lanțul creat anterior. Am început lanțul cu 26 de ochiuri, iar după acest rând vom avea 56 de ochiuri. 52, îmi cer scuze, 52 de ochiuri.
mai avem încă un ochi în care facem tot două. Una, două. Și vom închide aici șiretul nostru. O să las un picuț de arsă. Voi arăta la final de ce. Tragem firul ca să sigilăm lucrarea. Și eu am să fac și un nod în care o să prind inclusiv primul fir, cel de început. Ca să ne fie mai ușor, o să iau un ac. Și surplusul de ață am să-l introduc prin lucrare, pentru că nu avem nevoie de el și nici nu vrem să-l tăiem prea scurt ca să se deșire lucrarea noastră și nici nu vrem să se vadă. Ok. Lăsăm frumos să se învârtă șiragul nostru și mergem la următoarea culoare, care o să fie culoarea albă. Vom proceda pentru acest nou șirag exact la fel, da? O să facem primul nod, baza, după care o să lucrăm 26 de ochiuri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26. După care, în primul ochi, ca și în la lucrarea anterioară, o să facem câte două ochiuri scurte, două piciorușe normale, două în fiecare ochi din lanțul creat anterior. Da? Deci luăm în același un ochi și facem un picioruș scurt și încă un picioruș scurt în același ochi. Și tot așa până la finalul rândului. Lăsăm lucrarea să se învârtă în voie, nu este niciun fel de problemă. În fiecare ochi, câte două piciorușe scurte. Dacă vreți lucrarea să fie mai groasă, puteți lucra în loc de piciorușe scurte, să faceți jumătăți de piciorușe duble sau chiar piciorușe duble. Ca și în alte lucrări, dacă veți dori să faceți aceasta ca adică mai mică sau mai mare și să păstrați proporțiile, puteți lucra cu un fir mai subțire și cu o croșetă aferentă respectivului fir. Dacă vreți să faceți mai înaltă, mai înaltă acadica, puteți pur și simplu să faceți mai multe ochiuri în lanțul de bază. Și atunci, evident, o să lucrăm mai multe ochiuri pe rândul 2. Veți decide probabil după ce veți lucra primul proiect. Aici vă spuneam, am lucrat cu un croșet și cu o ață de 3,5. Încă un pic și ajungem la finalul șirului. Da, deci în fiecare din ochiul din lanțul inițial vom lucra câte două piciorușe scurte. Dacă am început lanțul cu 26 de ochiuri, vom avea în final 52 de ochiuri. Și în ultimul încă două. Ok,
Ok, și am terminat și acest al doilea proiect. O să lăsăm tot la fel un picuț mai multă ață. O să sigilăm la final această lucrare. Înnod la fel cu primul fir ca să pot să sigilez produsul. Nu vă temeți că nu o să se vadă deloc urât. Și la fel firul mai scurt o să-l bag prin lucrare ca să nu fie observabil. Atenție când băgați acul prin lucrare să nu iasă nici pe o parte, nici pe cealaltă și atunci nu se va vedea nici firul dumneavoastră și lucrarea o să arate impecabil. Eu sper tare mult că vă plac tutorialele mele, aștept oricând comentarii, aștept oricând sugestii noi. Vom lăsa acum lucrarea să se răsucească. Cât mai natural, da? Nu o forțez. Și acum, avem două șiraguri. Vom lua capetele inițiale și le vom pune pur și simplu unul peste celălalt și le vom intercala. Este foarte simplu. Da? Nu trebuie să tragem de un fir mai tare, de un fir mai puțin, oricum îl putem aranja și la final. Ideea este pe interior, da? Firele cele două să se unească și atunci ele își vor lua automat o formă foarte frumoasă. Le putem aranja la final. Cam așa trebuie să arate firul nostru. O să-l lipesc aici două în capete și voi trage ușor de ele. Atunci ele o să se aranjeze foarte frumos. Bun. Acum am să unesc cele două puncte. Pentru că unul am să-l bag în lucrare, iar cu celălalt am să vă arăt imediat ce am să fac. Vă alegeți unul, nu contează care. Eu am să-l aleg, de exemplu, pe cel roșu și atunci pe cel alb am să-l bag prin lucrare, pentru că am terminat lucrul cu el. Am să-l bag ușor prin lucrare, după care am să tai pentru a sigila capătul. Da, deci vă spuneam, când introduceți acul, aveți grijă să nu iasă nici pe parte, nici pe cealaltă. În felul ăsta nu o să se vadă că este cusut. Ok. Acum, pentru că unele persoane, sau poate majoritatea persoanelor, fac această lucrare pentru copilași, pentru nepoței, pentru cadouri, pentru alți copilași, ar fi varianta prin care să nu folosim o sârmă de modelare. Sau există varianta de a folosi sârmă de modelare? Există în comerț, găsiți și pe pagina Mercerie Virtuală, astfel de sârmulițe, de multe ori se folosesc pentru flori croșetate. Da? Sunt foarte ieftine, dacă mă veți contacta pe Facebook, pe Mercerie Virtuală, o să vă dau mai multe detalii. Putem folosi o astfel de sârmă și pur și simplu să o introducem, ia să încerc în partea asta, că merge mai ușor. Să o introducem prin centrul produsului nostru. Pur și simplu înțepăm, nu ne afectează cu nimic. Până aproape de capăt, dar încercăm totuși să nu scoatem firul pe din afară. După care vom îndoi capătul. Urmează să se taie aici șirul. Aș sugera la final să se folosească o picătură de silicon în fiecare capăt pentru a nu sări sârma din interior și atunci am avea o acadică cu forma fixă, da? Oricum ar fi, ea va fi fixată pe această sârmă și își va păstra modelul acesta de a cadea. Eu, în schimb, pentru că am un copilaș, și știu sigur că o să se agațe de ele de Crăciun. Am optat pentru varianta cusut. Și atunci am lăsat firul acesta. Urmează să-l introduc în ac și vom coase pur și simplu foarte ușor acest capăt. Da? Căutăm o variantă să arate cât mai ok. Și în funcție de cât de adânc vreți dumneavoastră, eu de obicei îl cos pe la jumătatea lucrării. Foarte ușor se coase.
numai cât agățați capătul, încercați să nu strângeți capătul ca să-i dați oarește ce opțiune de desfacere, o tentativă doar. Atunci va părea un picuț mai real. După care, pur și simplu, firul îl introduceți prin lucrare și sigilăm. Tot la fel, nu strângeți tare să nu cumva să stricați formatul, să strângeți lucrarea. Da? Și atunci avem din nou o acadică, puteți să o faceți aici, am lucrat un picuț mai sus. O puteți coase după cum vă place dumneavoastră. Sper că acadelele mele sunt delicioase. Vom urmări un nou tutorial în care vom face coronița aceasta și sper că nu v-am pus în dificultate. Dacă sunt nelămuriri, vă aștept comentariile. Vă rog, dați subscribe sau abonează-te. Vă aștept pe canalul meu. Vor fi mult mai multe tutoriale, foarte multe pentru acest Crăciun și pentru Crăciunurile următoare. Și vă aștept cu drag, nu uitați, abonează-te. La revedere!